Bună! Eu sunt doamna Drătea și ea e Sofia. Ceau, bine, doamna Drătea, hai să mi Sofia. Astăzi o să vă spunem povestea lui Noe. Aici este mai povestea cu toată Noe. Oamenii au devenit tot mai răi. Rroma a devenit de cel mai bengale. Făceau multe prostii. Cărdei but prostii. Așa că Dumnezeu a trimis apă mare. Haia de acude, trăminde, ic, corabia foarte mare. Dar între toți acei oameni trăia și Noe. Anseul la Rroma trăinde viu Noe. Noe îl iubea pe Dumnezeu. O Noe băindele de led. Așa că i-a spus să facă o arcă mare. Și a spus să pună în ea multă mâncare. Pentru el și familia lui. Deci pandale și familie. Da, și pentru multe animale. Noe a început să facă corabia. Noe a început de tăcăreli barca. A lucrat astăzi. Lucrinde aieri. A lucrat mâine. Lucrinde tehe. Și încet a terminat barca. Încet terminde corabie. Dar restul oamenilor au râs de el. Dar ole oamenii, asta le lista. Ha ha ha, ești un prost. He, s-am dilo. Nu plouă. N-a delu prășut. Dar Noe a ascultat de Dumnezeu. Dar Noe a ascultat de Dumnezeu. Într-o zi, Dumnezeu i-a spus lui Noe să urce în corabie. I-a spus să aducă și multe animale. Căluțul. Ogra. Leul. Leu. Cățelul. O jucăl. Pisica. Inuța. Și multe animale. Hai, put animale. Două? Câte două? Dui pichi dui. Și Dumnezeu a închis ușa corabiei. Hai Dumnezeu, închide-i ușa lui corabiei. Și dintr-o dată a început ploaia. Hai, anii începând de brășunte de... A plouat mult. De brășun bud. Și barca a mers pe ape. Hai, corabiele popai. Dar, într-o zi, soarele a apărut. Anii zi, o camă vile. Și Noe a ieșit din arcă. Ieșit din barca. Și s-a bucurat foarte mult că Dumnezeu l-a salvat. Hai bucurită pe foarte mult cu odel salvindeat. Toate animalele au sărit în sus de bucurie. Sale animale cu genă plec de bucurie. Noe i-a adus un dar lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus pe cer un curcubeu. Hai lui Dumnezeu frutea ic cu cerul, ic curcubeu. Cu multe culori. În 6 culori. Nu uitați că Dumnezeu ne iubește. N-am întâlnit cu Dumnezeu pe inelea mea. Dar noi trebuie să ascultăm de El ca Noe. Am întâlnit de susținut și trebuie să ascultăm de mami și de tati. De haide maruda. Și de doamna. Haide marida. Dacă ascultăm de el, îi arătăm lui Dumnezeu că îl iubim. Dacă curtinați de stat, arătăm lui Dumnezeu că îl iubim. Mulțumim că ne-ați ascultat. Mulțumesc că ascultim de mami. Rămâneți aproape și săptămâna viitoare urmează o altă poveste. Hai, săptămâna viitoare, până să vedem povestea.
Vă iubim! Iubim astfel! Bună! Eu sunt doamna Dorotea și ea e... Sofia! Bună, eu sunt doamna Dorotea și ea e Sofia. Ciao, bună, doamna Dorotea, am ieșit cu Sofia, al vola e Daniela. De ce te rușine cu mine? Asta s-o trimite noi oamenilor. Oamenilor? Da. Fate palma. Ce date? Asta să nu, să nu o trenim. Să nu o pui, că nu poți la valoarea ta să postezi așa ceva, așa ai să o fii. Asta trucă tu că trătuți mă bine. Dar spui tu în românește și eu spun în țigănește? Da. Te simți prost? De ce? Hăp, hăp, tip, tip. Vrei să plec? Unde să pleci? Acasă. Dar ce fac eu fără tine? Doamna fără Sofia e ca Stan fără Bran. Dar tu nu știu ce să fac. Eu nu știu ce să fac. Eu mă pe doamna Daniela să fac. 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 Să fac.